Domnilor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Suntem în direct la TVR Cluj. Discutăm în această seară despre un eveniment care a avut loc chiar azi la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Dialog privind viitorul Transilvaniei, Focus Tinerii a fost numele acestui eveniment, organizat sub egida Europe Direct Cluj, biroul local al Uniunii Europene. Evenimentul de astăzi a adus împreună reprezentanții ai mediului educațional, atât universitar cât și preuniversitar, administrația publică locală, ONG-uri și mulți tineri, studenți și elevi, pentru a dezbate ce poate face Uniunea Europeană pentru a veni în întâmpinarea provocărilor cu care se confruntă tinerii din România. La baza acestei discuții au stat câteva rezultate intermediare ale unei busole virtuale intitulată Eurometru, o platformă accesibilă online, gratuit, prin intermediul căreia utilizatorii pot testa compatibilitatea opiniilor pe care le au cu pozițiile oficiale ale Uniunii Europene. Chiar și acum, în timpul emisiunii noastre, puteți accesa eurometru.ro pentru a face acest lucru, platforma urmând a fi funcțională până la finalul acestui an. Discutăm despre tineri și Uniunea Europeană, precum și despre Eurometru, cu invitații noștri din prima parte a emisiunii, care ni se alătură online. Este vorba despre Lia Valendorfean, manager Europe Direct Cluj, și Ioan Hosu, profesor universitar, director al Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării UBB Cluj. Bună seara amândurora, mulțumesc că ați acceptat această invitație. Aș vrea să începem, Lia, prin a explica telespectatorilor în ce a constat acest eveniment care s-a desfășurat astăzi, dialog privind viitorul Transilvaniei, Focus Tinerii, și care a fost rațiunea organizării acestui eveniment, a acestei dezbateri. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Bineînțeles, atunci când organizăm o dezbatere, vrem ca acest lucru să însemne un nou forum local pentru dialog și discuții cu grupuri țintă. În acest an 2022 a fost vorba și este vorba în continuare despre tineri. Ei sunt grupul nostru țintă. Mai fac precizarea că este al doilea dialog privind viitorul Transilvaniei pe care noi, cei de la Europe Direct Cluj, îl inițiem aici, pe plan local. În 2021 a avut loc prima ediție care a avut focus pe antreprenoriatul feminin. Atunci, ca și acum, ne-am propus să vedem exact care sunt provocările cu care se confruntă antreprenoarele, respectiv tinerii, în contextul pandemic și post-pandemic, să găsim o modalitate mai directă de a informa despre programele și politicile și oportunitățile europene care li se adresează. Și nu în ultimul rând, am vrut să identificăm ideile și propunerile lor, ale tinerilor, astăzi, pentru continuarea proiectului european pentru viitorul Europei. Să aflăm, deci, cum le-ar plăcea lor să arate prioritățile viitoare. Astăzi am avut bucuria să avem în sală peste 60 de tineri, reprezentanți ai organizațiilor studențești, de elevi, organizațiilor de voluntari, bineînțeles reprezentanții Universității Babeș-Bolyai, care a fost partenerul nostru Nădejde în acest an, și ai autorităților publice locale. Am fost foarte bucuroasă să văd că tinerii consideră interesant demersul nostru, că avem aproape 3.000 de respondenți pe această busolă Eurometru. Mi se pare important să găsească interesant ceea ce le propunem noi și să se angajeze efectiv în aceste dezbateri. Domnule profesor Hosu, vin către dumneavoastră raportându-mă la profesia dumneavoastră, raportându-mă la specializarea dumneavoastră, sociolog, și vă întreb, în urma evenimentului de astăzi, dar și în urma studiilor pe care dumneavoastră le-ați realizat, pe care le urmăriți, care sunt așteptările cele mai importante ale tinerilor
raportat la Uniunea Europeană și apoi o să vreau să discutăm evident și despre Eurometru, dar pentru a introduce puțin tema. Cred că, domnule profesor, cred că e o problemă cu sunetul. Acum. Vă aud acum acum și vă auzim. Ne auzim acum. E perfect. Spuneam, îmi cer scuze, spuneam că spațiul european reprezintă pentru tineri locul în care învață, locul în care trăiesc, locul în care muncesc. Tinerii, și ne gândim la grupe de vârstă până în 40 de ani, sunt astăzi mult mai mobili în raport sau comparativ cu generațiile anterioare. Și cred că, așa cum vedem și din acest studiu pe care, sigur, l-avem în desfășurare, dar și din alte studii, sunt mult mai atenți și mult mai preocupați de ce se întâmplă la nivel european, pentru că aici sunt vizate aspecte ce conduc direct spre, mă rog, calitatea vieții, spre profesie, spre bunăstare. Sigur, trebuie să vedem și să recunoaștem faptul că există în continuare o lume împărțită în două. Sunt oameni, sunt tineri care au informații detaliate despre unde vor să studieze, unde vor să lucreze, cum vor să-și proiecteze viața. Și este o altă categorie a celor care sunt, din păcate, mai puțin informați, mai puțin orientați spre spațiul european. Și chiar atunci când fac alegeri, să spunem, ce vizează spațiul european, de multe ori aceste alegeri sunt destul de puțin documentate. Ori acest demers pe care noi l-am implementat împreună cu Europe Direct vizează o manieră inovativă în care ne propunem să consultăm grupe de populație tânără, grupa de populație până în 35 până în 40 de ani, cu prioritate, dar să și oferim conținuturi sau informație despre problemele, despre preocupările existente la nivel european, preocupări care îi vizează și care le afectează traseele profesionale sau de viață, în sens mai larg. Și atunci, astea sunt preocupările, dacă ar fi să răspund în sinteză, unde pot dezvolta cariera, ce înseamnă să rămân în România, ce înseamnă să mă mișc în spațiu european, unde pot studia și care sunt plusurile și minusurile sau provocările cu care vine această perioadă plină de, hai să spunem, elemente de noutate, unele dintre ele, hai să spunem, cu oarecare, hai să spunem, îngrijorare, da? Energie, costurile legate de viață, aspectele de securitate la granițele europene, conflictul din Ucraina, situația post-COVID, reziliența și așa mai departe. Deci, vedeți, sunt 4, 5, 6 teme majore. Pe lângă traseul de viață și educațional, se mai adaugă și aceste probleme socioeconomice și politice. Și atunci, sigur că e normal să ne preocupe și să fim preocupați și să ne consultăm și să consultăm aceste publicuri. În timp ce discutăm, pentru că vreau să ducem dezbaterea noastră tot mai aproape de chiar această platformă online, eurometru.ro, vom vedea împreună cu telespectatorii cum funcționează aceasta. Aș vrea să te întreb, Lia, înainte de a reveni la perspectiva sociologică, a sociologului care este astăzi cu noi, ce se întâmplă cu aceste opinii pe care tinerii și le exprimă cu ocazia folosirii Eurometrului. Ei sunt puși în situația în care trebuie să-și, mă rog, trebuie, opțional până la urmă, dar sunt încurajați să răspundă la o întrebare importantă. Cum trebuie reconstruită Europa în urma războiului din Ucraina? Se pot întreba unii,
Ce se întâmplă cu aceste răspunsuri? Care este următorul pas? Și până vedem, repet, acest material cu busola, o să te rog să răspunzi la această întrebare pentru cei care sunt curioși din acest punct de vedere. Bun, din fericire avem la dispoziția noastră niște platforme multilingve create de instituțiile europene. Mă refer aici la platforma conferinței privind viitorul Europei și la platforma Anului European al Tineretului 2022. Atât documentul elaborat anul trecut de noi împreună cu Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, cât și propunerile de anul acesta venite din partea tinerilor, fac subiectul unui document pe care noi îl încărcăm pe aceste platforme și care se constituie, dacă vreți, într-un document propunere din partea tinerilor din Transilvania referitor la viitorul Europei. Deci, considerați o contribuție a noastră la acest demers de reconstrucție și de continuare a proiectului european. Și, repet, am fost foarte fericită să văd astăzi atât de mulți tineri implicați, pentru că acesta cred că este cuvântul care trebuie să ne caracterizeze în perioada următoare. Trebuie să ne implicăm nu numai în dezbateri, dar și în propuneri concrete venite de pe plan local, pentru că, într-adevăr, reziliența începe cu fiecare dintre noi. Domnule profesor Hosu, busolele online sunt o prezență relativ nouă în spațiul public din România, dar ele sunt, și asta certifică toate studiile, ele sunt instrumente de comunicare publică foarte eficiente. De ce am putea spune că busolele sunt relevante pentru teme de acest fel sau pentru alte teme în viitor? În primul rând, pentru că ajung la un număr mare de oameni. Facilitățile pe care le oferă astăzi tehnologia, și mă refer la noile, să spunem, platforme de comunicare, social media sau accesul larg în România la dispozitive de comunicare mobile, accesul la internet, și aici ne referim în principal la tineri, populație urbană și populație educată. Dacă ne uităm pe date, vom vedea că aceste categorii sunt cele mai bine reprezentate în comunică răspunsuri la întrebările pe care le adresăm. Pentru că există, spuneam, o bază de consultare și accesibilitate ridicată, pentru că se creează interacțiune și oamenii pot adresa întrebări, pot adresa răspunsuri, pentru că oamenii pot primi un raport, să spunem, în urma analizei răspunsurilor primite la finalul perioadei de consultare. Deci e vorba de o consultare publică, nu e neapărat un studiu pe eșantion reprezentativ, ci aici vorbim doar despre publicurile interesate, active și cele care răspund și se implică, în dezbateri publice pe teme de interes național, local și european. Și atunci aceste busole sunt resurse nu doar de cercetare, de cercetarea opiniei publice, a spațiului public, sunt și instrumente de consultare pe care le pot iniția și le inițiază entități din spațiu public sau chiar privat. Și atunci vorbim de această componentă de diseminare informații publice pe teme de interes general și colectarea unui feedback, unor răspunsuri care vin din spațiu public. Aceste răspunsuri îi permit sau permit respondenților să se autoevalueze atunci când este vorba de poziția pe care o adoptă, atitudine pe care le are în raport cu o temă de interes general. Deci este vorba de un, câștig, putem spune așa, atât pentru cel care răspunde și participă în acest demers de informare, consultare,
deci atât la nivel individual, cât și la nivelul decidenților sau entităților interesate de curentele de opinie. Sigur că aceste dinamici sunt destul de ridicate, ceea ce măsurăm în perioada noiembrie-decembrie poate arăta cu siguranță diferit peste 6 luni, după ce vedem cum decurge o iarnă în condițiile pe care le-am menționat anterior, să vedem ce decizii mai apar la nivel național și european și toate aceste opinii, sigur, pot suferi modificări și suferă, de fapt, modificări. Cu alte cuvinte, este o metodă relativ nu este foarte costisitoare, în schimb, este un canal în care putem sau care poate angaja părțile interesate în dialoguri pe diverse teme. Domnule profesor, astăzi au fost prezentate și câteva rezultate intermediare și subliniez că acestea sunt intermediare. Cum interpretați dumneavoastră aceste rezultate? Care sunt în acest moment marile tendințe pe care putem să le vedem? Cred că în continuare există o preocupare majoră în relația România-Uniunea Europeană. Cred că a doua direcție, adică aici pot să dezvolt foarte scurt câteva zeci de secunde. Vă rog. Ne întrebăm și se întreabă respondenții, ce peste 2000 de respondenți până în acest moment. Se întreabă dacă și cum România poate contribui și dacă și are, care sunt avantajele apartenenței în spațiu european, fie că e vorba de piața muncii, fie că e vorba de mobilitate, fie că e vorba de educație. Doi, se întreabă și ne întrebăm frecvent și vedem și alte sondaje la nivel național, încrederea de care se bucură, să spunem, instituțiile europene în România. Și asta, sigur, sunt elemente ce țin de încrederea în instituții naționale sau europene și asta e o temă pe care o vedem și aici foarte bine reliefată. A doua temă, cred că ține de elementul digitalizare. Am văzut o preocupare în ceea ce înseamnă digitalizarea, dacă această nouă realitate care ține și de educație și de piața muncii și de economie oferă sau ne oferă suficiente garanții pentru ceea ce înseamnă dreptul la viață privată, respectarea spațiului privat, avantaje care să ducă la creșterea calității vieții și nu în ultimul rând aspectele ce țin de situația din Ucraina, războiul din Ucraina, apartenența sau non-apartenența Ucrainei la spațiul european, justificarea sau justeția sau oportunitatea sancțiunilor din partea Uniunii Europene. Deci astea rămân teme pe care, pe marginea cărora ne vom putea exprima mai bine, mai complet, potrivit după ce vom avea mult mai multe răspunsuri, astfel încât să avem o imagine măcar pentru anumite categorii de respondenți, anumite categorii de vârstă, medii de rezidență sau categorii nivel de educație. Dar până în acest moment, după debutul aplicării sau lansării Eurometrului, vedem că până în acest moment aceste date sunt oarecum sunt în mare măsură asemănătoare cu măsurile care se realizează la nivel național pe șampioane, să spunem, reprezentative pentru populația adultă. Aceste lucruri se pot schimba în următoarele săptămâni până la sfârșitul anului, dar până în acest moment cei care au răspuns, opiniile celor care au răspuns coincid cu ceea ce găsim pe șantioane la nivel național. Da, vom urmări cum evoluează aceste răspunsuri și care sunt tendințele. Mai avem mai puțin de 5 minute din discuția noastră din această seară. Lia, aș vrea să te întreb foarte pe scurt, Eurometrul și acest eveniment care s-a desfășurat astăzi nu este ultimul eveniment care se va întâmpla sub egida Europe Direct Cluj de anul acesta.
Care sunt alte proiecte pe care le pregătiți în viitorul foarte apropiat până la finalul acestui an? Înainte de asta, foarte pe scurt, aș vrea să-i menționez pe toți partenerii noștri. Cred că este important să știm cine ne susține în acest demers numit dialog privind viitorul Transilvaniei. Este vorba despre Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, care și găzduiește Europe Direct Cluj. Este vorba despre Facultatea de administrative și ale comunicării, Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În ceea ce privește evenimentele pe care le vom mai organiza până la sfârșitul acestui an, poate cel mai notabil este cel destinat mass mediei și studenților la jurnalism și media digitală. Este vorba despre un atelier de noi competențe în media, la care chemăm experți în digitalizarea, în media, în antreprenoriat, în media și în alte domenii care îi preocupă pe jurnaliști și pe viitorii jurnaliști. Suntem alături de alte 5 Europe Direct din alte 5 județe ale țării în organizarea acestui atelier media și ne bucurăm de parteneriate extinse, care înseamnă evident și un impact mai mare. Dacă tot vorbim despre viitor, chiar în ultimele două minute, domnule profesor, aș vrea să vă întreb care ar putea fi viitoare aplicații ale busolelor de felul acesta pentru cazul României? Nivelul comunitar, cu siguranță, sunt multe teme pe agenda comunităților locale, urbane sau chiar rurale. Singurele inconveniente ar putea fi legate de alfabetizare digitală, pentru că aici vorbim de un public care accesează exclusiv în format digital aceste instrumente. Dar acolo unde există acces la internet, acolo unde există populația alfabetizată, adică capabilă să se aceste instrumente, eu cred că ar trebui această practică încet, încet, odată cu noile generații, cei născuți digital, cum obișnuim să spunem, acestea ar trebui să fie instrumente obișnuite în consultarea publică, care să completeze, de fapt, dezbaterile publice atunci când este vorba de hotărâri locale, când este vorba de proiecte legislative, legi centrale sau locale, hotărâri de consilii locale. Eu cred că cel puțin pentru anumite componente sau pentru anumite publicuri, mult mai nișat, publicuri mediul de afaceri sau categoriile de tineri sau categoriile de, să spunem, grupuri interesate în dezbateri pe marginea. Aici mă refer la ONG-uri, platforme civice și așa mai departe. Deci eu cred că sunt suficiente, să spunem așa, publicuri sau nișe ce ar permite oarecum instituționalizarea acestor instrumente de informare, consultare, cercetare, studiere sistematică și periodică a preferințelor și a decolectarea ideilor și a dezbaterilor publice pe teme de interes comunitar, deci nivelul comunitar. Excelent, îi îndemnăm cu această ocazie pe telespectatori încă o dată să acceseze eurometru.ro și să completeze busola pe care am lansat-o și care le va dezvălui identitatea lor și compatibilitatea lor cu temele europene. Lia Valendorfian, Ioan Hosu, vă mulțumim foarte mult și așteptăm cu mult interes discuții despre viitoare proiecte. O seară plăcută, numai bine! Mulțumim! Domnilor și domnilor, noi continuăm cu un mesaj din partea doamnei Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, mesaj pe care l-a adresat cu ocazia evenimentului dezvoltat astăzi de Europe Direct Cluj și UBB Cluj. Iar apoi rămâneți alături de noi pentru o a doua parte a emisiunii noastre, în care vom discuta despre evenimentul 20 de ani de școală de comunicare la Cluj. Rămâneți așadar alături de noi. Dragi membri ai Centrului Europe Direct din Cluj, dragi participanți ai celul de-al doilea dialog privind viitorul Transilvaniei, anul 2022 a fost anul european al tineretului și un moment în care tinerii au vorbit despre Europa. Rolul instituțiilor a fost acela de a-i asculta și de a-i implica.
Mai ales că știm cu toții, tinerii de astăzi sunt foarte activi în apărarea lucrurilor în care cred. Prin intermediul Anului European al Tineretului, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autoritățile locale, și-au propus să onoreze și să sprijine generația care a făcut multe sacrificii în timpul pandemiei de COVID-19. Ne-am propus să oferim încredere în viitor și să evidențiem modul în care tranziția verde și cea digitală oferă noi oportunități. Ne-am dorit astfel să încurajăm toți tinerii, în special pe cei proveniți din zone defavorizate sau grupuri vulnerabile, să devină actori ai acestei schimbări pozitive. Iar tinerii români ne-au demonstrat că au inițiative și că își doresc ca vocea lor să fie auzită. Peste 1700 de evenimente au fost organizate în România în Anul European al Tineretului. 518 ateliere, peste 100 de concursuri, 94 de campanii, 34 de festivaluri în toată țara. Vreau să le mulțumesc tuturor tinerilor și organizațiilor de tineret care au făcut posibil ca în acest an România să fie pe primul loc în platforma dedicată Anului European al Tineretului. Felicitări și vă mulțumim! Anul 2022 a adus mai aproape de tânăra generație și oportunitățile oferite prin programele Uniunii Europene. Ce face Uniunea Europeană pentru tineri în viața de zi cu zi? Iată câteva exemple. Corpul European de Solidaritate creează oportunități pentru ca tinerii să se implice în străinătate sau în țara lor în proiecte de solidaritate care aduc beneficii întregii comunități. Discover EU, o inițiativă care le oferă tinerilor în vârstă de 18 ani șansa de a călători gratuit cu trenul prin Europa. Erasmus Plus, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. De 35 de ani, milioane de tineri au avut posibilitatea de a studia, de a face schimburi de experiență și cursuri de formare în străinătate. Prima platformă de înregistrare vocală a Comisiei Europene, dedicată în totalitate tinerilor. La sfârșitul anului, toate mesajele înregistrate vor da viață vocii tinerilor europeni, iar aceasta va fi prezentată în cadrul evenimentului de închidere a Anului European al Tineretului, care va avea loc pe 6 decembrie la Parlamentul European. Toate aceste acțiuni și programe oferă șanse unice tinerilor și pot fi sursă de inspirație pentru idei de viitor. Ideile tinerilor sunt valoroase și de perspectivă. De aceea, Comisia Europeană și Parlamentul European își doresc să se inspire din viziunea lor a tinerilor pentru proiectul comun al Uniunii Europene. Un proiect în care orașele trebuie să devină adevărate capitale ale inovării, redresării și rezilienței. Clujul, care este și orașul studenției mele, oferă, iată, o ocazie oportună pentru tineri de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Seria de dezbateri Dialog privind viitorul Transilvaniei, inițiată de Europe Direct Cluj și ajunsă la cea de-a doua ediție, este locul în care tinerii din Transilvania se pot gândi împreună la viitorul pe care îl doresc pentru ei în Uniunea Europeană. Prin intermediul unei busole virtuale intitulate Eurometru, a fost lansat un angajament, acela de a asculta propunerile tinerilor privind viitorul Europei. Datorită acestui proces de consultare, sperăm ca peste 10.000 de tineri să lanseze o propunere pe platforma eurometru.ro. În baza răspunsurilor la întrebările Eurometrului, cercetătorii Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor genera analize aprofundate privind tipologia atitudinilor vis-a-vis de politicile și programele Uniunii Europene. În final, concluziile desprinse vor fi sintetizate într-un document, o propunere pentru Europa din partea tinerilor din Transilvania, care va fi înregistrat în platforma Anului European al Tineretului. Scopul acestei platforme se întinde, iată, și dincolo de 2022. Dragi participanți, vă urez mult succes!
Domnilor și domnilor, bine ați revenit! Discutăm în această parte a emisiunii noastre despre un eveniment deosebit, în cel mai bun sens al cuvântului, care a avut loc zilele acestea în Cluj-Napoca, o sărbătoare care a pus în centrul său studiile universitare și a arătat impactul pe care absolvenții îl pot avea în societate. Celebrăm comunicarea de peste 20 de ani, este evenimentul despre care discutăm, iar alături de noi se află două cadre didactice de la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, cunoscută și sub numele FSPAC, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Cele două invitate au fost printre organizatorii principali a evenimentului despre care vom vorbi în următoarele minute. Este vorba despre lector universitar dr. Corina Rotar și lector universitar dr. Ioana Lepădatu, colegele mele de fapt, Corina și Ioana. Vă salut, mulțumesc că ați acceptat invitația. Salutare, Mihnea, bine te-am găsit. Mulțumim, Mihnea, de invitație. Cu mare plăcere. Este un eveniment care a avut un impact și asupra mea, fiind, așa cum menționam adineauri, colegul vostru și vă mulțumesc pentru asta. Dar în același timp este un eveniment care are un impact și asupra actualilor studenți, pentru că i-au întâlnit pe foștii studenți, pe actualii absolvenți ai facultății noastre și mai precis ai departamentului nostru. Haideți să începem prin a le explica telespectatorilor în ce a constat acest eveniment, care e rațiunea organizării acestui eveniment și apoi să trecem încet încet și la subiectele care au fost abordate, care au fost reacțiile și impactul acestuia. Corina. Mulțumesc! Trebuie să spun că eu sunt parte din prima promoție de comunicare și relații publice. Am venit studentă la această specializare în anul 2001. Noi sărbătorim de fapt peste 20 de ani de comunicare, mai precis 21 de ani, pentru că anul trecut n-am putut organiza niciun fel de eveniment. Am hotărât să sărbătorim anul acesta timp de 3 zile comunicare așa cum merită. Ideea a pornit din vară. Ne-am gândit că nu poate trece și acest an fără să celebrăm acest eveniment, 20 de ani de comunicare sau peste 20 de ani de comunicare. Am adus în această poveste a evenimentului alături de mine alți colegi și ne-am gândit că a trebuit să aducem în fața actualilor studenți oameni care la un moment dat au fost în aceleași bănci unde sunt ei acum, oameni care astăzi conduc departamente de marketing sau sunt head of communication undeva sau reprezintă imaginea unui brand foarte cunoscut, în ideea în care acești oameni ar putea să fie o sursă de inspirație pentru studenții noștri de astăzi. Feedback-ul după eveniment a fost unul foarte bun. Studenții actuali s-au bucurat foarte tare de întâlnirea, practic, cu viitorul, pentru că așa ni s-a părut că arată. E interesant că ei, de fapt, s-au întâlnit cu trecutul, dar se uitau în viitor, privindu-i pe cei care au terminat facultatea la noi. Ioana, știi că astăzi foarte mulți dintre studenții ne-au spus: am vrea ca peste poate 5 sau 10 ani să existe un astfel de eveniment și să fim noi cei din față, noi cei care le vorbim viitorilor studenți. Și asta mi s-a părut inspirațional și m-am gândit, a fost o idee foarte bună să organizăm evenimentul așa, în fața actualilor studenți, oameni care au fost în aceste bănci la un moment dat și care vin acum să își împărtășească experiența profesională. Nu știu dacă e mult să spun, Ioana, te rog să mă contrazici, dar probabil și-au găsit și anumite modele actualii studenți, uitându-se la foștii studenți, la actualii absolvenți, care exact lucrează în diferite entități, să le spunem, companii, exact, instituții, au propriile business-uri, fără corect să dăm nume aici. Nu dăm nume, dar așa este. Știi ce a fost foarte interesant? Faptul că în momentul în care am gândit programul și ne-am gândit la invitați, am încercat să luăm absolvenți din fiecare promoție, generație. Și a fost foarte interesant să vezi persoane, tineri care au terminat poate în 2011, 2016, 2001, 2008, 2000. A fost așa un cumul de informație de la oameni care au terminat
de curând, de câțiva ani sau în urmă cu 10-20, a venit chiar o colegă de-a Corinei și a Veronicăi din prima generație, care e într-o poziție foarte, foarte faină, importantă în meseria pe care o practică și, nu știu, studenții actuali au fost extrem de inspirați. Am creat un jurnal de amintiri unde i-am rugat să ne completeze, să ne lase un mesaj pe care poate să, nu știu, să-l expunem la un moment dat, un fel de book of congratulations în engleză, da, jurnal de amintiri, l-am denumit noi în română, și m-am uitat un pic peste răspunsurile pe care le-au dat în zilele astea și foarte tare i-a motivat să-i vadă pe acești absolvenți de CRP în față, făcând diferite meserii. A fost foarte, nu știu, foarte fain pentru ei și pentru noi ca organizatori și emoționant și pentru noi, că și noi, și eu sunt absolventă de CRP a patra promoție, Corina la fel, colegii care ne-au ajutat în povestea asta. A fost așa, am fost într-o dublă calitate. Dar, da, exact. Sigur că făcând acest interviu cu voi aș putea fi acuzat de subiectivism, având în vedere faptul că suntem colegi, dar am ținut să marcăm acest moment și pentru că aici sunt două mari motive. Unul la mână, probabil știm prea puțin încă în România, învățăm, dar știm prea puțin să îi apreciem pe cei care au fost studenți și să înțelegem faptul că reprezentăm o comunitate cu toții, trecut, prezent, viitor. Dar doi la mână și pentru că foarte mulți studenți, indiferent de specializarea lor, se întreabă, după ce voi termina facultatea, ce se va întâmpla cu mine? Unde voi lucra? Voi lucra? Sau voi lucra în domeniu, ca să nu fim foarte pesimiști. Voi lucra în domeniu. Care au fost câteva povești? Sigur că fiecare poveste a fost foarte interesantă prin propria experiență a persoanelor care au fost în fața actualilor studenți. Dar care ați spune că a fost așa, câte o poveste care v-a impresionat cel mai mult? Vreau să-ți răspund eu într-o primă fază, pentru că mi-a rămas în minte discuțiile pe care le-au avut speakerii de astăzi cu studenții. Azi au fost printre invitații doi șefi de promoție din 2019 și 2016 și poveștile lor astăzi sunt de succes, dar n-au avut o pornire foarte ușoară. Ambii povesteau că au avut niște așteptări foarte mari în momentul în care au terminat facultatea, s-au gândit, aveau și ceva experiență de pe parcursul facultății, voluntariat sau implicare în diverse proiecte și s-au gândit că va fi foarte simplu să-și găsească un job. Unul dintre ei, Lucian Bostan, spunea că se aștepta să-l caute cineva, să-i ofere un loc de muncă și nu s-a întâmplat asta și nu s-a întâmplat asta vreo două luni și și-a găsit un job cărat trotinete prin Cluj și s-a gândit, asta e gravă, sunt șef de promoție, cum de nu-mi găsesc un loc de muncă. El povestea astăzi, le povestea studenților că s-a întâlnit la un moment dat cu mine și că eu i-am zis să nu-și facă griji, că în mod sigur va găsi ceva, pentru că eu mai auzisem aceste povești. Temerile acestea nu sunt singulare, le aud de la foarte mulți studenți. Eu știam ce poate, știam că e un om capabil, că e un om foarte serios și eram convinsă că se va întâmpla să-și găsească jobul potrivit. Și bineînțeles că așa s-a întâmplat. Are astăzi o poziție foarte bună în zona de employer branding, dar povestea n-a fost de succes de la început și asta a încercat să le explice studenților care erau astăzi în sală, că nu e o garanție că îți vei găsi foarte repede de muncă sau că vei munci fix ceea ce îți dorești la primul job. I-a sfătuit să aibă încredere în ei, în ceea ce au învățat și să fie perseverenți și mi s-a părut asta o lecție extraordinară. Și o lecție a răbdării, probabil. O lecție a răbdării, da. Să da. Învețe. Toți invitații noștri... Între timp, iartă-mă, dar aș vrea să vedem între timp pe întreg ecranul și, să spunem, posterul acestei manifestări. Te rog. Vreau să spun că toți invitații noștri aveau povești similare. Au început
pe acest drum al comunicării, n-a fost întotdeauna simplu, sunt astăzi în niște poziții importante, fac o muncă care le place și mai important, cu toți au zis că sunt parte a unei comunități. Și atât eu, cât și Ioana și ceilalți colegi din organizare am fost foarte impresionați de faptul că toți acești oameni, unii au terminat acum 20 de ani, au răspuns da chemării noastre de a veni să le vorbească studenților. Sunt trei oameni care au venit din București pe cheltuiala lor pentru a fi timp de o oră unii cu studenții noștri actuali. Și cred că asta spune ceva despre comunitatea din care facem parte cu toții. Excelent. Ioana, care da, eu o să-ți rezum așa pe scurt povestea unor tineri care s-au întâlnit în timpul facultății și care, pornind de la un proiect de seminar, de al meu, face așa cumva întâmplarea, că putea să fie oricare proiect de seminar, au venit cu un proiect atât de bun încât eu i-am, nu știu, sfătuit și parcă am insistat cumva, puneți în practică povestea asta și faceți-vă un mic business. Și uite-te că după câțiva ani, ei au venit și ne-au, din perspectiva fostului absolvent, da? Adică absolventului, fostului student, și ne-au vorbit ca din punctul de vedere, din perspectiva antreprenorială și a antreprenorilor, și sunt împreună și sunt în continuare. Da, din anul întâi au muncit la business-ul ăsta și au venit și le-au povestit studenților astăzi despre experiența lor, ce au făcut bine, ce au făcut greșit, ce nu le-a ieșit, adică au fost atât de sinceri și cred că și asta e o poveste inspirațională, pentru că cu siguranță sunt tineri printre studenții noștri și prin, în general, da, printre studenți care vor vrea să-și dezvolte un business, să fie antreprenor, să... Și mie cumva asta, pe lângă povestea sau poveștile despre care ai menționat Corina, mi-a plăcut cumva că, uite, poți să faci și partea asta de antreprenoria, poți să-ți dezvolți un business, poți să, da, să încerci să-ți câștigi banul tău, să... e foarte fain și pun în practică ce învață, știi, cumva. Sunt două teste sau povești, unul al răbdării, de care ne spunea Corina, evocând una dintre poveștile foștilor studenți, și un test sau o poveste a maturității despre care ne spui tu acum, Ioana, da, invocând la fel o poveste. Și știi cum au pornit business? Uite că și asta m-a impresionat. Din cele 6 burse pe care le-au avut în timpul facultății, ăia au fost banii din care au pornit afacerea. Da. Aș vrea să, în următoarele minute, să vedem lucrurile în oglindă. Voi sunteți printre primele absolvente ale programului de comunicare de la FSPAC, de la UBB Cluj, și să vă întreb pe voi ce v-a motivat sau care a fost rațiunea pentru care ați ales comunicarea, urmând ca a doua întrebare, vă dezvăluie acum, să fie, dar să păreți că sunteți surprinse de următoarea întrebare, de ce aleg astăzi studenții să vină la comunicare? Așadar, în primul rând, de ce ați ales voi comunicarea? Acum 20 de ani sau... mai mult sau mai puțin 20 de ani. Exact. 21, exact, la mine. Mignea, la răspunsul meu e unul foarte simplu. Din întâmplare, pentru că acum 21 de ani, când această specializare a pornit, nu se știa foarte multe, nu se știau foarte multe despre comunicare, cu atât mai puțin despre o specializare în cadrul unei universități. Eu sunt din Bihor, am venit la Cluj să mă înscriu la alte două facultăți. Visam că voi fi un procuror care va rezolva cazuri complexe. Și am dat din întâmplare de un anunț care chema la înscriere la comunicare și relații publice. A sunat a ceva ce mi s-ar potrivi, m-am înscris, am intrat și pentru mine a fost realmente dragoste la prima vedere. M-am regăsit foarte tare în acest loc. Aveam vagi idei despre ce ai putea face în acest domeniu, urmărind, de exemplu, oamenii care îi reprezentau pe liderii politici ai acelor vremuri și știam că ai putea oarecum să intri în zona de purtător de cuvânt, dar erau foarte puține informații reale pe care le aveam. Domeniul era
destul de la început atunci, mai ales în Cluj, dar și în București. Și atunci pentru mine a fost o întâmplare fericită. Interesant. Primele întâlniri cu domeniul comunicării. Și apare după câțiva ani, tot la Cluj, venind din zona Brașovului, cu câțiva colegi de liceu de pe vremea aia. Eu am fugit de... Adică știam că nu vreau matematică, voiam ceva în zona literaturii, a limbii, a gramaticii, deci cumva limbi străine. Studiasem 3 limbi străine în liceu și am zis, ok, nu vreau litere, nu vreau, cochetam cu istoria, dar mi-a plăcut cum suna și în cazul meu, cumva, comunicare și relații publice. Fiind o persoană extrovertită, comunicativă, implicată, curioasă și eu cu politica, discuții acasă, cu părinții, mai mult cu tata, deci cumva mi s-a părut că, măi, e ceva ce... Nu m-ar plictisi, nu știam neapărat ce o să devin, ce o să fac, cum o să se întâmple lucrurile, cum vor decurge. Și fugind, să zic așa, de alte specializări care mi se păreau plictisitoare la momentul respectiv, am zis, ok, merg și dau examen, pentru că era examen pe vremea noastră, pe atunci am dat un test de cultură generală, merg și dau testul ăla și... Și am intrat, am dat și la istorie, am intrat și la istorie, dar am ales comunicarea. Mi s-a părut de viitor. N-a fost neapărat o alegere greșită. Deloc. Și atunci, întrebarea surpriză. Surpriză, da. Ce îi atrage astăzi pe studenții noștri să vină la comunicare? Acum, din perspectiva voastră, fiecare avem un răspuns al nostru, dar având în vedere și modul în care ați văzut pe studenți după acest eveniment. Acest eveniment probabil a deschis ochii multora dintre cei care au fost acolo, care au auzit poveștile de succes, dificultățile, greșelile, lucrurile bune pe care le-au întâmpinat foștii studenți. Micna, a fost un moment la finalul acestui eveniment în care le-am dat cuvântul celor din sală, i-am rugat să ne spună câte ceva sau să ne întrebe, să ne critici. A fost o discuție deschisă. Și una dintre studentele de anul întâi a luat cuvântul și ne-a spus că ea va spune tuturor, exact așa a formulat, să vină la comunicare, pentru că e foarte fain. Și ea a auzit și a văzut în social media că sunt oameni cu mintea deschisă, că se fac lucruri interesante. Și acum le poate confirma celorlalți, nu știm exact cine sunt ceilalți, colegi de liceu mai mici, prieteni, le poate confirma că da, e într-adevăr așa, se fac lucruri interesante, e o atmosferă foarte degajată, profesorii, a zis ea acum, o să spun exact cum a zis, că sunt cool și... Cașul pane, într-adevăr, e bun la cafeteria Fusipac. Bune motive. Ioana, care e părerea ta? A evoluat domeniul, clar. Sunt joburi, meserii pe care le poți alege, spre care te poți îndrepta și cu siguranță cred că o parte dintre studenți sau viitorii studenți aleg asta în cunoștință de cauză. Știu exact ce vor să facă în calitate de comunicator. Da, cu siguranță. Și știu asta. În diferite zone, zic așa, comunicator la nivel mare, macro. Dar știu, pentru că față de acum 20-15 ani, lucrurile au evoluat. Brandurile sunt mult mai deschise datorită social media, da? Și știu foarte clar ce vor să facă. Inclusiv materiile din liceu s-au schimbat. Vin, din punctul meu de vedere, mult mai pregătiți față de, nu știu, în urmă cu ceva ani. Și atunci cred că, da, aleg comunicarea în cunoștință de cauză. Sunt însă studenți actuali sau care au ales poate asemănător nouă, uneori nu vreau să merg să fac o anumită facultate de unde știu sigur că o să ies, da? Un specialist într-o zonă sau alta, ci vreau să vin la comunicare pentru că am mai multe variante din care pot alege și
cred că cumva astea sunt așa motivele mari pentru care aleg astăzi comunicarea și da, în urma evenimentului ei deja sunt studenți la noi și cred că li s-a confirmat, poate gândul așa, sau dacă nu li s-a confirmat, au înțeles în urma acestui eveniment că au atât de multe variante și trebuie doar să fie prezenți, să fie printre noi, să fie în facultate, să întrebe, să înțeleagă că teoria e la baza practicii, că nu vorbim, că încercăm să cumva să le dăm lucruri și informații actuală. Deci au venit tineri care... Exact. Și toți oamenii care au fost în astea trei zile le-au vorbit despre experiența lor actuală, care practic s-a construit pe baza informațiilor acumulate în facultate. Individual, de grup, nu contează, că acum știm cu toții, da, că facultatea îți oferă un mediu propice ca tu să înveți cât de mult vrei tu să te implici, să dai, să... Da? Ma, adevărul este și că FSPAC-ul este una din facultățile cel mai bine conectate la mediul de business, la comunitate în general, exact. Indiferent că ar fi business sau nu, și atunci studenții înțeleg mai bine, probabil, decât înțelegeau acum câțiva ani sau decât înțeleg alegând alte specializări, că, într-adevăr, au un viitor și că ceea ce învață ei la facultate este util în viața de zi cu zi, viața profesională, da, exact, în primul rând. Exact, în atât de multe domenii. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, a zburat timpul pur și simplu și dacă arată așa comunicarea după 20 de ani, vreau să vă întreb, îndrăznesc să vă întreb, cum va arăta peste încă 20 de ani? Adică în momentul în care se vor celebra peste 40 de ani de comunicare, de școală de comunicare la Cluj, la ce vă așteptați? Care credeți că ar fi scenariile pentru momentul respectiv? Micna, eu cred că pentru noi, în comunicare, viitorul sună foarte bine. Mi se pare că trăim o eră a informației ușor de obținut. Practic toate sunt la un clic distanță. Și atunci cred că în viața profesională, în mediul de business, în colaborarea dintre organizații, va conta foarte mult modul în care reușești creativ să pui în context această informație. Și mi se pare că noi, la comunicare, îi învățăm și învățăm odată cu ei să punem în context și să gândim creativ. Și cred că ăsta e un atu. Având acest atu, cred că pentru noi viitorul trebuie să fie și va fi unul foarte bun. Un mesaj optimist. Ioana, 40 de ani de școală de comunicare la Cluj. Vom fi în metavers. Nu știu, sper să nu. Oriunde am fi sau sub, nu știu, folosind orice tip de tehnologie care deja există și se va dezvolta, că n-am cum să nu mă gândesc la chestia asta, aș vrea să fie puțină emoție în continuare. Repet, în orice tip de platformă sau în, da, de realitate vom vorbi și ne vom întâlni cu absolvenții noștri, să fie emoția, să fie și să fie despre oameni a fost evenimentul ăsta. Am conectat oameni din diferite generații și așa îmi imaginez că se va întâmpla și peste 40 de ani, că vom fi noi, că vor fi alți colegi, alte persoane care vor organiza povestea asta. Cred că despre asta trebuie să fie vorba, ca poveste așa, comunicăm, da, comunicăm prin diferite tehnologii, platforme ale viitorului, dar suntem împreună și există emoție și există... Eu vorbesc așa la nivel de eveniment peste 40 de ani. Comunicarea, sunt de acord cu Corina, cred că va fi nevoie de specialiști care să știe să comunice în diferite tehnologii, sub diferite forme. Probabil comunitatea în general, entitățile, companii, instituții vor înțelege că nu pot să funcționeze fără comunicare. Probabil vor înțelege asta mai mult decât o înțeleg astăzi. Cu aceste două mesaje foarte optimiste, încheiem interviul nostru din această seară. Corina, Ioana, vă mulțumesc foarte mult. Felicitări pentru evenimentul pe care l-ați organizat și, ce să zic, la mai mare. Să ne revedem și peste încă 20 de ani cu aceleași zâmbete pe față și
cu același optimism. Mulțumim, Mihnea. Mulțumim frumos. Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Iată așadar, e mare nevoie de comunicare și mai ales de comunicatori, cei care fac posibilă comunicarea. Mulțumesc încă o dată, vă dau întâlnire data viitoare, numai bine, la revedere!